Să onorăm drapelul de stat al Republicii Moldova. Alinierea la drapel! Conform hotărârii Guvernului, astăzi, 27 aprilie 2017, Republica Moldova omagiază Ziua Drapelului de Stat, care simbolizează pentru noi lupta de secole pentru libertatea poporului nostru. Se invită vicepreședinte al Raionului Glodeni, domnul Vecislav Bobătrân. Stimate doamne, stimați domni, astăzi noi sărbătorim cea de-a 27 de ani de când făurim drapelul Republicii Moldova. Este o simbolică care pe noi pe toți ne îndeamnă să facem lucruri cât mai bune, ca într-adevăr țara noastră să fie devine o țară prosperă. Suntem o țară tânără, dar avem gândul cel că în țara asta, într-adevăr, va crește economia, va crește oamenii politici și, într-adevăr, va deveni o țară atractivă, care ne va demonstra că oamenii noștri pot face lucruri mărețe pentru bunăstarea tuturor. Încă o dată vreau să vă aduc felicitări cu ziua de astăzi și să declar miticul consacrat drapelul Republicii Moldova deschis. Din punct de vedere politic, dar și economic, avem obligația să ținem cont de valorile care ne pot ține împreună și ne determină să mergem mai departe. Ziua de 27 aprilie a fost instituită prin lege Ziua Drapelului de Stat. Este firesc ca tricolorul să ne însoțească în momentele decisive ale istoriei noastre. Asta deoarece identitatea unui popor este definită de simbolurile sale naționale, care fac parte din patrimoniul țării. Respectul pe care îl impun cele trei culori albastru, galben și roșu, este și respectul nostru față de noi înșine. Sub flamura tricoloră ne întemeiem și ne ducem mai departe idealurile și speranțele pe care le avem în prezent.
Aș vrea că pentru pretutindeni în țara noastră, chemarea onor la tricolor să trezească în rândul cetățenilor noștri aceleși sentimente patriotice. Să le educăm copiilor noștri respectul față drapelul de stat. Fiecare dintre noi să fie mândru de faptul că Republica Moldova are drept simbol un drapel în care albastru simbolizează imensitatea cerului, galbenul, bogăția holdelor de grâu, iar culoarea roșie, sângele vărsat pentru libertate. Vă mulțumesc și cu sărbătoarea de azi! Se invită eleva clasei a 10-a, Liceul Teoretic Lev Tolstoi, Patlaciuc, Anastasia. Albastrul, galbenul și roșul cel aprins este treimea în care tot spectrul cromației e cuprins. Aceste culorile de bază în curcubeu, din ele e alcătuit și tricolorul meu. Stimați oaspeți, astăzi, 27 aprilie, în Republica Moldova sărbătorim un moment important din istoria țării, ziua drapelului. Drapelul este un lucru sfânt pentru fiecare dintre noi. Drapelul este mândria națiunii și mă mândresc și eu că sunt cetățean al acestei țări. Drapelul poartă pe umerii săi trecutul și istoria țării. El a fost purtat de Ștefan cel Mare în bătălii, este arborat la toate evenimentele importante ale țării. În cele trei culori sunt întruchipate semnificații importante pentru fiecare dintre noi. Albastru este culoarea cerului, a fidelității, credința și puterea cu care suntem legați de pământul patriei. Galbenul, identificat cu aurul, este smalțul soarelui, luminii, inteligenței, virtuții, bogăției. Roșu este culoarea focului și a sângelui, a iubirii, curajului și sacrificiului, a dorinței de a servi patria. Astăzi este o sărbătoare frumoasă și în jurul drapelului trebuie să ne unim toți pentru asigurarea stabilității, suveranității țării noastre. În cadrul acestei sărbători vor fi mânate solemn drapele de stat ale Republicii Moldova instituțiilor din orașul Glodin. Cinstea de a păstra drapelul o au următoarele instituții. Secția administrativ-militară, șef locotenent colonel Login Eduard. Direcția Învățământ Tineret Sport, șef Căseuțean Tudor. Servim Republica Moldova. Serviciu Cultură Glodeni, șef interimar Mutilica Olga. Uniunea Veteranilor de Război din Afganistan, șef Glavan Nicolae. Cu drapelul unei țări care, cu părere de rău, nu mai există, am trecut prin focul războiului din Afganistan. Cu acest drapel independent al Republicii Moldova, în 1992 am apărat independența pe malurile Nistrului. Servesc Republica Moldova, servesc mișcarea veteranilor războiului din Afganistan și a războiului de pe Nistru. Se invită Uniunea Veteranilor Războiilor de pe Nistru, șef Cojucaru Alexei. Primește drapelul Ursache Mihail. Inspectoratul de Poliție Glodeni, șef adjunct Damian Viorel.
Pentru închiderea mitingului solemn, cuvânt se oferă domnului Băubătrân Veaceslav, vicepreședinte al raionului Glodeni. Stimate doamne, stimați domni, într-adevăr e o sărbătoare deosebită pentru toți noi. Într-adevăr, steagul nostru, asta este o mândrie a neamului nostru. Noi avem multe lucruri bune, avem tradiții, avem un neam unit. Sperăm ca să fie și mai unit. De aceea, încă o dată vă aduc sincere felicitări cu sărbătoarea de astăzi și sper că din an în an noi vom avea noi succese și pe fețele noastre va fi mult mai multe zâmbete. Cu această sărbătoare, cu această mitingul consacrat aniversării 27 de ani de la steagul Republicii Moldova, socot închis. Echipa Port-Drapel. Alinierea la Drapel. Thank you.
Thank you.
organizată Brigada numărul 1, municipiul Bălți.